primar, spuneți-ne ce s-a întâmplat. Ce să vă spun, eu am venit puțin mai târziu, când deja era scandalul mai spre sfârșit, fugeau care încolo, încotro, deci fiecare într-un sens, să mai alergau din când în când cu ciumege, cu bâte. Am auzit și ceva focuri de armă, s-au tras ceva cu pistolul, am avut ceva oameni în birou și am venit foarte târziu. Oamenii s-au panicat când am coborât din birou, în holul casei de cultură erau deja vreo 3 persoane de etnie romă care se refugiase acolo, oamenii din primărie s-au panicat. Unii și-au închis cabinetele, vă dați seama că a fost așa un stres și un haos total. Îi luaseră cu asalt, practic. Ei s-au refugiat și au crezut că au venit acolo, vă dați seama că au fost cele două tabere. Și erau înarmați cei care intraseră în primărie? Nu, cu ciumege. Cu ciumege și, mă rog, câteva cozi de topor am văzut. O parte din arsenalul ăsta al lor, să zicem, deja sunt stocate în postul de poliție. Poliția locală a intervenit aici? Și poliția locală a intervenit, erau deja trimis cu altă misiune, a venit și poliția județului, au intervenit și jandarmii. S-a întâmplat chiar în fața postului de poliție. Chiar în fața postului de poliție, între postul de poliție și primărie. Deci pe aici la școală, deja s-au panicat și elevii de la școală, aici, dacă vedeți, avem școală cu clasele 1-8, unde avem peste 350 de elevi care învață aici.